trebuie să ne întoarcem cu fața spre valențele europene, acolo unde de fiecare dată ne-am regăsit ca la noi acasă. Ne place să ne tehnologizăm, ne place să folosim cât mai mult din digitalizare, dar cred că baza, esența dezvoltării rasei umane pe viitor va rămâne pe același fundament al principiilor de bază în care adevărul, frumosul, binele își vor găsi totdeauna temelia în creația umană. Faptul că orașul Iași demonstrează care energia și puterea de a organiza asemenea evenimente și dumneavoastră comunitatea susțineți asemenea evenimente, să știți că sunteți printre puținele locuri din țară în care se întâmplă asemenea lucruri. O să îndemn pe toți locuitorii Republicii Moldova să, pe durata acestei luni, să vină și să participe, să cumpere un bilet la acest muzeu și să arătăm că împreună suntem o forță și mai mare.